Bună seara, stimați telespectatori! Astăzi sunt foarte supărat. După cum știți, în dosarul greilor s-au produs șase condamnări și încarcerări de renume. Iarăși, după cum știți, Saddam Hussein e mort. Osama Bin Laden e mort. Muammar al-Gaddafi, mort. Sorin Vântu, în pușcărie. Numai Doru Nicolaescu se află aici, în studioul nostru, și este viu și gata de rele. Nu știu dacă îmi place acest început. Dar vestea e că nu se simte prea bine. Da, am uitat bună. Să vă spun că până și Mihai Antonescu, de asemenea, este în studioul nostru. Mă rog, după ce toți acești renumiți oameni de bine ai planetei sunt unde sunt. În fine, asta e situația, trebuie să ne împăcăm cu ea. Am acceptat acest compromis de la morală și acest compromis chiar de la normele internaționale ale FBI-ului, CIA-ului și așa mai departe, pentru a afla de la acești doi oameni cunoscători, aceste creiere malefice. Țineți minte cum la Dan Diaconescu, Mihai Antonescu îi învăța pe oameni cum să se lupte cu băncile, aceste instituții de binefacere, evident. Cum să nu-și plătească pe cei care umblau după ei, cum se cheamă, recuperatori. Mă rog, în fine, tot felul de chestii de astea rele pe care le făcea Mihai Antonescu. E bine, Mihai Antonescu, împreună cu Doru Nicolaescu, nici nu mai povestesc ce este în spatele lui Doru Nicolaescu. Știu mulți, mult, prea mulți știu chestia asta. Au venit să ne vorbească despre una din marile lovituri financiare din ultimii ani, și anume înșelăciunea de pe piața de capital realizată de genialul, în ghilimele, Cristian Sima. Dar nu e așa mare, dar e spumoasă. E da, dar în ultimii ani... Este interesantă pentru că... Acum nu vă atacați afectat, că am spus adevărul. A afectat cele două burse active pe piața de capital românească. Bursa de Valori București și Bursa Financiar-Monetară de la Sibiu. Ceea ce e o performanță în sine. Că să comiți o, nu știu, fraudă. Eu sunt destul de prudent în a folosi diverse cuvinte. Fraudă, înșelăciune, nu știu cum poate fi definită juridic și nu o să o definesc eu. Eu am fost acuzat de foarte multe și doar eu știu câte din ele sunt adevărate și câte neadevărate. Și de aceea nu mă grăbesc să calific faptele altora. Problema este că ceea ce, mă rog, activitatea lui Sima până când a plecat în Islanda a adus prejudicii de imagine Bursei Financiar-Monetare de la Sibiu, la care era președinte, și Bursei de Valori București, la care făcuse parte din Consiliul de Administrație și fusese idei de unul bursă, din brokerii cei mai activi. Idei de bursă, nu, idei de plasamente era... pe bursă, exact. Care oricum... Oricum erau minore în România față de alte de asemenea, țări pseudo-capitaliste. Are o, cazul respectiv are o legătură, nu știu dacă e amuzantă sau nu, cu fenomene mai recente. S-au exprimat foarte multe nemulțumiri și acuzații la adresa Autorității de Supraveghere Financiară, care reunește fosta Comisie Națională a Valorilor Mobiliare cu fosta Comisia de Supraveghere a Asigurărilor și Comisia de Supraveghere a Pensiilor Private. Acest ASF s-a vorbit că are salarii sau cei de acolo câștigă mult. S-a vorbit de corupție și de scandal, așa. Președintele ASF este, iată, în arest, domnul Dan Radu Rușanu, a fost arestat, iar ASF este condus în lipsa președintelui de domnul prim vicepreședinte Daniel Dăianu, un domn care a fost unul din cei păgubiți de Sima, sau poate nu păgubiți, nu știu. Domnul Dăianu a plasat prin intermediul domnului Sima niște fonduri, nu se știe în ce, care nu s-au mai întors. Deci a avut profit, dar n-a reușit să recupereze capitalul. Nota bene, trecutul lui Daniel Dăianu conține și o funcție de contabil șef al Băncii Naționale a României. Nu contabil șef, pardon. El a fost economist șef. Economist șef, pardon. Este cu totul diferit. Cu tot. Nu e o funcție exact. Executivă, nu e o funcție, e o funcție nu, cercetare. Nu e o funcție de, însă a deținut funcția de... Eu aș numi mai curând nu o funcție de rigoare, ci o funcție de viziune. Da, o funcție de viziune, corect. Deci de aici se vede și viziunea pe care e normal să o aibă Banca Națională cu un asemenea economist șef. Pe de altă parte, domnul Daniel Dăianu are și un trecut în serviciile de informații. Un trecut recunoscut, de altfel. De analist. Și lăudabil. Analist. Acum, el viitor nu prea are, trecut are multe... Din păcate... Îmi cer scuze, dar mi se pare că și Cristian Sima avea un trecut în serviciile de informații.
Nu știu exact ce trecut, probabil tot la Departamentul de Informații Externe, că a plecat în străinătate, el fiind, din câte știam, absolvent de matematică, matematician, și priceput la diverse modele și modelări. Nu se știe exact dacă a plecat sau a fost trimis în străinătate. Cert este că a revenit în România, unde a desfășurat activități de succes pe piața de capital timp de vreo 15 ani chiar, fără să creeze nicio problemă. Bine, mi-e mult pe imagine și pe prezența. Mi-e sunt mult pe imagine. Mi-au aminte, prima dată l-am întâlnit la o adunare a Asociației Bursei sau Asociației Brokerilor, când era foarte elegant îmbrăcat, dar un pic exotic așa, și era tot timpul preocupat, vorbea la telefon, făcea tranzacții pe alte piețe, Frankfurt, Londra, New York, mă rog, și asta era prin 97-98, când lucrurile astea nu prea se făceau pe la noi. Da, că deci nu era bursă pe și imagine. Trebuia bine să da. Mergi vorbi la telefon. Pe de altă parte, Hong Kong s-a deschis, cumpără. Pe a căzut Dow Jones, vinde. Pe de altă parte, că pomeneam de o posibilă legătură cu serviciile de informații, poate chiar cu același în care a lucrat domnul prim vicepreședinte de la ASF, și anume în la un moment dat, când era Cristian Sima membru în Consiliul Bursei de Valori București, domnul Dan Paul, președintele Asociației Brokerilor și vicepreședinte al Bursei, a cerut ca toți cei din toți membrii din Consiliu sau toți cei care au o funcție în bursă să dea o declarație că nu au colaborat cu fosta securitate. Iar domnul Sima și-a dat demisia. Da, ce însemna dar n-a dat această declarație? De ce această declarație? Ce rost avea oare? Cum să zic, eram între noi așa ca la un club și să știm și noi cine ce a făcut la viața lui. Păi stai un pic, o declarație este o chestiune de propria răspundere. Asta nu se dă decât internă. Cazuri în care urmează să primești funcții de responsabilitate publică. Din punctul nostru de vedere, funcția de conducător, de membru în Consiliul de Conducere al Bursei era o funcție de responsabilitate. Da. Și, da. Cum să zic, era o anume perspectivă, nu o declarație. Nu știu, era o chestie internă, fără implicație juridică, fără... Uh-huh. Ceea ce am reținut a fost că... Mihai, te-ai uitat lung așa la mine. Când ai vorbit când am de auzit Dan Paul, că este da, soțul da. Doamnei Paul Vaș. Nu este soțul, regret, nu este soțul. Nu e soțul mama. Andrei Paul. Nu e mama, e cumnatul. E cumnatul, da. E o familie adică, bine reprezentată. În nu, pe atunci nu era. La momentul respectiv nu era. Iar domnul Dan Paul tânără. Este da, da, da. Domnul Dan Paul este chiar președintele Asociației Brokerilor. Este cumnatul, dar fratele lui, soțul doamnei Vaș, e tot broker. Da. Care se numește... Da. Paul al doilea, nu știu, eu am Paul al doilea. Da, nu e, deci da. Nu e nicio legătură cu politica sau cu doamna Paul, este o legătură. Nu e nicio legătură cu politica, mă uitam dacă... Dar nu, asta nu are legătură, să revenim la... Dacă da. Permiți, o scurtă, da, absolut scurtă, deci promit să fiu foarte scurt, ca la sex. Comisia nu are nicio autoritate, nu are nicio legătură cu politica. Deci să luăm așa niște nume de acolo, Laura Elena Chițoiu. Niciodată. Nu-i coincidență de nume. Nu, domnule, nu-i decât soția, nu-i Cristina Zgonea. Nu e fosta, e fosta soție. Iuliana Luiza Scutaru. Nici nu este. Cu George. Răzvan da. Vlasopol, care este soțul lui Olguța Vasilescu. Da, de fapt îl cheamă Ovidiu Vlasopol. Ovidiu îi se spune între prieteni. Remus Cătălin Câmpeanu, fiul doamnei Mariana Câmpeanu. Daniela Motreanu, soția deputatului Dan Motreanu. Ana Maria Tudor, fica vicepremierului Gabriel Oprea. Domnul Antonescu. Domnul Antonescu. Mihai, ca să o luăm așa. Marian Sârbu. Matale, ești jurnalist. Simplu. Jurnalist, analist, ceva cu... Și un om rău pe deasupra. Da, și un om rău pe deasupra. Dar a mințit cu ceva? Ai mințit prin omisiune. Sunt peste 150 de nume. Sunt oare aceste aspecte interesante? Sunt peste 150 de rude politice. Sunt interesante sub următor aspect. Toată lumea a făcut foarte mare caz. Vorbeam noi la o țigară. Toată lumea face foarte mare caz ce salarii mari au ăia. Au o țigare a ta, adică să nu se înțeleagă cumva că mai fumezi eu. Nu ne interesează numai salariile lor. Ne interesează ce se întâmplă cu oamenii ăștia gras remunerați. Ei creează prejudicii mult mai mari decât cele cuantificate în sumele pe care le încasează. Problema e că sunt niște incompetenți. Faptul că au salarii mari. Ar trebui să aibă salarii mari ca să le plătească râvna, competența, conștiința, deontologia și așa mai departe. Noi nu vedem sumele mari care devin abstracte. E ca la accidente. Dacă mor 5 oameni într-un accident de autobuz, e spectaculos. Dai la RTV.
dacă au murit un miliard de oameni de inaniție... Deja de la ProTV. Deja este abstractă cifra. Deci când noi vorbim de sute de miliarde și de sute de milioane de euro, de dolari, de lei tramvai, de lire sterline, de franci elvețieni, de monezi, monede botsoaneze, suma devine abstractă. Noi trebuie să vedem în mic. Noi atacăm pe oamenii ăștia că au salarii mari, așa cum am executat pe Ceaușescu că avea ciorap noi și pe Nicu Ceaușescu că fuma țigări străine. Da. Pe Ianucovici că avea urși în curte ca cămătari. Da. Mihai? E într-un fel... Pe mine ce mă deranjează și cu asta conchid, pe mine ce mă deranjează este că oamenii ăștia au ajuns acolo pentru un concurs de împrejurări. Ei sunt rudele cuiva. Ei nu sunt pe criterii de competență postați și promovați acolo. Aici este marea nenorocire care se întâmplă. Pentru că ăștia sunt niște hoți mărunți. Atenție! Hoții mari nu apar pe ștate. Hoții mari fură combinate. Fură energie. Videanul nu își angajează nevasta la stat. Ăștia sunt niște mărunți. Mariana Câmpeanu, care i-a dat pensie lui bărbatul, l-a angajat pe fisul, adică ăștia sunt niște... Așa este. Ei sunt, ei au același profil moral de hoți. Iar vrea să fure mult, dar n-au învergura, ei nu știu să fure mult. Și atunci singura modalitate pe care poate să obține și un folos de cuvenit este să bage pe cineva pe câte un ștat. E, se pare o că e un folos cuvenit, dar mă rog. Dar asta, Mihai, asta era o apucătură veche a funcționarilor. Era o apucătură și pe vremea regimului comunist. E o apucătură mafiotă. Mafioții primesc salarii, show și no show. Deci era o trăsătură, e o trăsătură caracteristică. Și trăsătura asta îi făcea să umfle de conturile de deplasare, să ceară diurne de deplasare chiar când n-o meritau, să mărească, să, nu știu, să se ducă în deplasare undeva și să stea la rude și să ia o chitanță de la hotel ca să o deconteze. Este o trăsătură tipică de funcționar care vrea să aibă leafa și pensia asigurată de la stat și să ciugulească cât poate pe lângă. Aceeași trăsătură caracteristică este și șpaga. Eu cred că ar trebui să mai umflăm un pic coada vulpii. Și în ultima vreme, fiindu-le mai frică să ia șpagă din cauza intensificării activității organelor de specialitate. Organe de specialitate. Organ de control este și ASF-ul. ASF-ul. Da, da, dar... Condus de Dăianu, Mihai, care conform propriilor lui declarații habar n-are de piața de capital, exact, și care a fost descrocat rudimentar, primitiv, de Sima. Nu știm, că poate Sima are de gând să-i dea banii. Deocamdată Sima i-a plătit un profit o vreme, după care a plecat că avea niște neînțelegeri cu unii clienți mai puțin răbdători de aici. Nu este urmărit penal, nu este dat în urmărire generală. A stat o vreme în Islanda, bine, nu se știa unde e, dar a comunicat el că se temea pentru pielea proprie să nu-i o scarmene cineva cam tare. După care, văzând că nu s-a luat nimeni de el din punct de vedere legal, și exact, s-a mai apropiat un pic și acum mi se pare că este în Elveția. Nu, un an și jumătate a trecut de atunci. Da, de mi se pare că acum este în Elveția. Mai aproape nu cred că vine. Sau fi, nu știu, Elveția sau Italia de Nord. În Elveția era ultima dată. Vine, dar poate îi trimite banii lui Dăianu cu Western Union sau cu MoneyGram. Din păcate sunt unii înaintea lui Dăianu. Sunt mulți. Da, sunt unii care au dat mai mult. Problema este că... Unii care chiar mă întreb de unde au avut banii respectivi. E nerelevant. Pentru tine, pentru mine nu. Pentru adică... scopurile discuției. Ok. Că da? Mulți au spus că cei văduviți de bani de domnul Sima se tem să facă plângere pentru că nu poate să justifice banii nu, care nu, i-au unii dat. Chiar au făcut. Și uite aici îți dau un nume care pe mine m-a mirat, Flora Năstase. Flora Năstase, creatoarea de modă, mă rog, cea care vinde niște blănuri foarte frumoase, de altfel, 600.000 de euro despăgubiri obținute în instanță. Și 600.000 de euro, o creatoare de modă, mă, frate, cam bună afacerea asta. Și ea vinde blănuri, deci ar trebui să știe cum e cu pielea ursului din pădure. Mă rog, care e obiectul muncii. Eu nu știu astfel de chestiuni și eu am... Sunt date oficial. Spre deosebire de tine, care ești comunist declarat și stângist declarat, eu sunt libertarian declarat și aș merge pe statul minimal, pe ultraliberalism, mă rog, vom ține nu, intru, la proces, nu intru vom în discuția ține filozofică. Deci pe mine nu mă interesează de cum și-a obținut un om niște bani. Eu prezum că a respectat legea, prezum buna credință,
Și presupun că dacă i-ar fi obținut într-un mod incorrect, există aparatul represiv al statului care putea să se ocupe de el. Deci nu asta mă preocupă pe mine, cum și-au făcut oamenii ăia banii. Pe mine m-a preocupat ca mecanism cum a funcționat această chestiune și de ce s-a ajuns la asta. Sunt convins că Sima nu a, sunt inconsecvent, uneori spun Sima, alteori domnul Sima, nu știu. Cristian Sima. Deci Cristian Sima. În niciun caz nu e Horia Sima. Da. Cristian Sima, pe care l-am cunoscut personal, nu ne-am simpatizat. El m-a privit de sus, el era un broker și un om de afaceri onorabil. Eu eram, cam cum m-ai prezentat tu, un răufăcător. Un Osama Bin Laden al finanțelor, da? Da, un Osama Bin Laden al finanțelor. Și mă privea de sus, m-a tratat cu aroganță, cu uneori i-a și instigat pe unii împotriva mea. Mă rog, nu mai intru în detalii. Dar am încercat să fiu corect. Era parte tot din timpul strategia lui Sima, că cinismul este o armă a escrocului. Am încercat să fiu corect. Atunci când am fost întrebat de unii în legătură cu el, înainte de eveniment, le-am spus că eu am păreri diferite, că mi se pare imposibil ca un broker sau o firmă de brokeraj sau un consilier de investiții să câștige întotdeauna. Trebuie să aibă și pierderi, statistic vorbind, este imposibil. Dacă nu se bazează pe inside information sau altceva, el nu poate să dea câștiguri tot timpul. Și asta, aici a comis el un păcat foarte grav pentru piața de capital. La fel de grav cu alții mai vechi decât el. A băgat în capetele potențialilor investitori ideea că din plasamentele pe piața de capital ei ieșeau un câștig lună de lună, așa cum și-ar lua câștig de la bancă din dobândă. Este fals. Da, fără risc. Pe piața de capital îți asumi riscuri. Da, trebuie să știi că există riscul să pierzi banii. Asta e și unul din rolurile analistului, dar și a autorității de supraveghere financiară. Să aibă grijă ca toți cei care atrag bani să informeze corect pe investitori în legătură cu riscurile de investiții. Cristian Sima știa foarte bine riscurile, le prezenta și la televizor, el făcea și comentarii și analize macroeconomice. Să ne aducem aminte că într-o vreme făcea emisiuni TV la Realitatea TV, împreună cu un om cunoscut în mediile culturale, mondene, politice din România. Să ne amintim că avea... Cu cine făcea? Mircea Dinescu. Făcea niște emisiuni la Realitatea TV, care erau frumoase, spumoase, el era un mare comentator, mă rog. Se ducea la mese cu clienții însoțit de un domn care a devenit după aia ministrul justiției și care acum este candidat la președinție. Și care e pe gubi. Și când vezi un astfel de avocat pe lângă Cristian Sima, capeți oarecare încredere. Dar ideea care... El a adunat foarte mulți bani din high life-ul bucureștean, care nu prea și-a pus probleme dacă omul ăsta care stă mai mult pe la mese și prin localuri de lux mai și muncește. Da? Pe de altă parte, o vreme, scuză-mă că insist, dar vreau să spun povestea un pic mai... Da, chiar ar fi interesant. O perioadă destul de lungă, el a menținut operațiuni corecte. Pentru că altfel se prăbușea de la început. El n-a mers pe excrocherie sau așa de la început. El a fost afectat. Deci la un moment dat, piața de capital a mers bine, a adus câștiguri. A urmat perioada din 2000 până în 2007 de creștere continuă, care n-a fost un boom. A fost o creștere firească pentru niște titluri care porniseră de foarte jos. Și piața a crescut, firmele lui Cristian Sima au performat, a avut câștiguri mari, câștigurile respective le-a plasat ca toți plasatorii de bani de prin 2006-2007, evident în imobiliare. Din câte știu eu, a investit în proiectul bancherilor, era un proiect în care erau implicați mai multe nume sonore din domeniul bancar și care, bineînțeles că, urmând criza, a fost un eșec. Nu și-a mai găsit vânzare. Nu știu despre ce proiect. E nerelevant exact proiectul. O să discutăm altă dată. Ne întindem, facem paranteze prea mult. Bine. Și bineînțeles că după 2008, Cristian Sima n-a mai avut câștiguri să le dea clienților. Ori el se obișnuise cu un anume standard, cu anume imagine, cu un anume nivel de cheltuieli. Și
și cu un anumit gen de tranzacții. El chiar era un om priceput la tranzacții. Dar dacă bei 2-3 halbe de bere și după aia te apuci să faci tranzacții marge, există riscul să pierzi foarte mult. Și el se hazardase pe operațiuni Forex, pe operațiuni marge, cu titluri, cu opțiuni. Bine, atenție! CFD-uri, în campania lui de atragere de clientelă, el tocmai asta spunea. Eu nu lucrez cu riscuri mari. Eu nu fac tranzacții marge. Eu nu lucrez pe derivative. Eu lucrez pe cele mai sigure instrumente. Câștigul este foarte mic, dar este sigur. Dimpotrivă, câștigul nu era mic deloc. Asta este textul pe care l-a spus el tuturor. El practic a garantat, a indus ideea că există un câștig garantat. Domnul Mache, proprietarul și directorul general și minunatul editorialist al ziarului Bursa, Florian Goldstein pe numele lui, a avut o teorie interesantă, că și el e păgubit. Adică el e un caz special. El e un caz special. Dar el spune, domnule, ce din punct de vedere al modului în care Sima i-a folosit bani. Într-o discuție privată, Mache îmi spune, zice, domnule, ăsta a lucrat într-o schemă Ponzi, ăsta a adus niște bani piramidal și a dat din ce lua de la unii și punea o parte deoparte și compensa pierderile. Și eu zic, domnule, nu se poate, pentru că nu e ca la Stoica, ca la Caritas, iau niște bani și vii mulțesc într-un mod secret. Deci aici există oarecare transparență. Și Mache zice o chestie de foarte mare înțelepciune. Spune, câți dintre clienții lui erau calificați? Corect. Deci foarte mulți dintre clienții lui nu știau să se uite pe bursă. Ei se uitau pe niște raportări făcute de Sima. Și Sima le decora. Acum doamna aia care vindea blânuri de urs din pădure și cu Tudor Chirilă și cu Irina Schroeter și cu toți ăștia, habar n-au. Zice, doamne, am câștigat, ai câștigat. Cum? Vrei să știi cum? Nu mă interesează. Dacă am câștigat, e bine. Mihai, și s-au luat niște bani din această lipsă de transparență față de client. Scuză-mă, din câte am sesizat eu, s-ar putea să mă înșel, că nu știu exact, dar din câte am sesizat eu, cei din domeniul ăsta pe care i-ai pomenit, și total nespecialiști și oameni dintr-o anumită zonă a vieții mondene bucureștene, au devenit clienții lui Cristian Sima relativ târziu, în perioada de criză. Când el, nemai având profitabilitate pe firma lui și neputând să atragă ușor bani de la investitori avizați, a avut și chiar și ieșiri de clienți, a trebuit să se adreseze unei piețe noi. Acum pentru el. Și calificații nu erau foarte calificați, pentru că Predoiu, Dăianu, Puiu, Popoviciu nu sunt experți în bursă. Nu. În schimb, Predoiu e un maestru al contractelor. În fine, contractele au fost dacă bune. Contractele n-au fost bune. Contractele, dacă e să o iei așa, ar putea constitui dovezi pentru o cauză de înșelăciune. Eu chiar mă mir că niciunul din păgubiți nu l-a acționat în penal. Contractele pentru afacerile cu Cristian Sima sunt bune pentru clienți, nu pentru el. Nu. Dar nu sunt bune pentru clienți. Pentru că el le prezenta contractele cu firma lui, unde îi ducea și în vizită, care se chema WBS. WBS. Și clienții și trecea repede peste detaliu că în contracte era prevăzut WBS Holding, care avea sediu în străinătate. Deci clienții făceau contract cu o firmă din străinătate care nu era supusă jurisdicției CNVM-ului, păi, ulterior ASF-ului. Contractul se încheia pe teritoriul CNVM-ului, cum nu era? Nu era, pentru că se încheia între un cetățean român și corect, o firmă din străinătate. Se încheia pe teritoriul țării astea. Deci automat se aplica... Se crea unul care avea sediu în străinătate. Are dreptate. Nu contează dacă s-a încheiat pe teritoriul țării... Are dreptate, domnul Nicolescu, pe care îl și respectăm cu toții, Dragoș. Nu are dreptate. Nu, Dragoș. Da. Toate firmele lui s-au numit WBS. Întotdeauna s-a creat un echivoc. Deci a existat WBS Imobiliare SRL, WBS România SRL, în care e asociat cu fel și fel de oameni. O să revenim cu niște mafioți italieni. Ideea echivocului în contractare s-a folosit dintotdeauna. Eu fac firma Vasile SRL și Vasile Impec SRL. Bun, ca să nu mai zic că în finalul contractului obligatoriu trebuie să scrie că în caz de litigiu acesta se va desfășura la... Camera de arbitraj de la Paris, de la Londra, se judecă după legea engleză. Și încă ceva aș vrea să adaug. În infracțiunile astea nu prea există practică în România. Milițienii nu prea,
pardon, polițiștii, aparatul coercitiv al statului de drept. Aparatul represiv se cheamă. Aparatul care apăra poporul. Miliția pe vremuri apăra poporul. Miliția apăra cu cererile poporului, păi dar da. Poliția este aparatul coercitiv poliția al statului. Poliția e voastră, imperialist. Capitaliștilor, da. Ideea este că nu prea există practică și nu prea există calificare. De aceea de la Serviciul de Investigare a Fraudelor, de Direcția de Investigare a Fraudelor, sunt o mână de oameni care se pricep la lucrurile astea relativ noi, ca și curentul electric, ca și apa curentă. Dar ei nu pot acționa fără o plângere. Atenție! În cazul Cristian Sima nu există nicio plângere penală de la vreun păgubit. Nu prea aveau sens plângerile penale. Acțiunile ba penale da, aveau sens. Acțiunile nu. Penale se mișcă foarte lent. Exact. Exact. Se mișcă foarte lent, pe sunt prost instrumentate. Să recupereze banii. Să... Și dacă nu există... Deci, atenție! Părerea mea este că toți respectivii păgubiți au fost... Mihai, te rog un pic. Toți respectivii păgubiți au fost induși în eroare de avocații lor. Pentru că dacă unul singur intenta o acțiune, făcea o plângere penală, acțiunile lor civile erau blocate până la, sus, până la clarificarea cauzei penale. Doru, vorbim de dina mai ministrul justiției. Bun. Eu asta vreau să spun. Aici sunt o serie de probleme și subtilități. Da. Numai aparent câștigi mai repede în civil. Pentru că în civil îți lipsesc niște pârghii pe care în penal le ai. Pe de altă parte, conform codului penal, pentru înșelăciune, și aici este un caz tipic de înșelăciune, nu este o schemă Ponzi, nu e pentru înșelăciune, acțiunea penală se pune în mișcare numai la plângerea prealabilă a părții vătămate. E, și mai... Atâta vreme cât niciuna din părțile vătămate nu a făcut plângere penală, eu n-am văzut. Și să nu... Direcția ascult... de nu. Investigație atenție, a fraudelor sau așa, nu are temei să se implice. Omitem un element esențial în cazul plângerii penale. Cercul Sima era un cerc destul de închis. Cel care venea mai nou intra prin intermediul unuia mai vechi. Și atunci... Mulți dintre cei păgubiți au depus banii prin intermediul unora care depuseseră mai de mult, câștigaseră și așa mai departe. Deci, automat, cel care ar fi făcut plângerea penală împotriva lui Sima, făcea plângere și împotriva lui însuși. Să mai întâmplă un lucru. E o problemă aici. Dar, să mai întâmplă un lucru. Un escroc deștept nu va lua niciodată sume de bani atât de mari încât să pună în pericol siguranța celui care le riscă. Deci Sima, oamenii care au pierdut bani la Sima și-au putut permite pierderea. Dar Sima a fost un escroc, fost... părerea ta sau da, e altceva? Da. Nu, eu sunt de părere că Sima a lucrat până la un punct corect. Da. Și la un moment dat, văzând că pierde pe toate fronturile, a vrut să dea o lovitură prin care să-și revină și să-și acopere toate obligațiile. Și atunci a intrat pe panta asta. Da. Și asta s-a întâmplat, eu am văzut după MO, după modus operandi. Da. Ce se întâmplă? Sima, la un moment dat, ajunsese într-o stare așa de agitație, umbla pe la toți îl presau să-și mai retragă bani, criza era mai lungă decât estimaseră toți și aveau nevoie de banii plasați, începeau să aibă nevoie și de principal, nu doar de dobânzi. Ceea ce Sima nu mai putea să dea înapoi. Și atunci, principal însemnând suma plasată inițial. Și atunci, Sima a conceput un plan măreț. Să găsească, să aibă acces la o sumă mare de bani pe care să o folosească drept garanție la o casă de compensații din străinătate. Tranzacțiile pe derivate sau pe opțiuni sau așa presupun o casă de compensație la care, pe baza unei garanții, poți să tranzacționezi. Și să-și folosească priceperea, că pricepere tehnică avea, în domeniu are, că n-a murit, sper, deci să-și folosească priceperea ca să câștige bani, să revină măreț în acțiune. El n-a fost un excroc de la început, dar în momentul în care n-a mai câștigat bani, nu s-a putut abține. Și planul conceput de el mi s-a părut foarte interesant. A început să convingă diversi cunoscuți, clienții lui întâi, a convins pe clienții lui, că o treabă bună ar fi să cumpere acțiuni la bursa de la Sibiu. Unde bursa de la Sibiu era o luptă de pentru control și unde exista și posibilitatea ca urmarea fuziunii cu bursa de la București, acțiunile de la Sibiu să joace un rol și în bursa de la București și să aducă un profit considerabil.
După ce a terminat cu clienții lui, s-a dus să convingă și pe alții să intre în acest joc ca aliați ai lui. Și aici a folosit cel puțin două dintre societățile de investiții financiare, SIF-uri, SIF-ul 2 și SIF-ul, mă rog, SIF, Societatea de Investiții Financiare 2 Moldova și Societatea de Investiții Financiare 4 Muntenia, care au adus alături și pe SIF 3, mă rog, parțial, i-au adus aliații. Deci numai domnul Fercală n-a fost în combinație asta. Fercală este SIF 3. A, SIF 3. N-a fost în combinație, dar aveau interese la Sibiu și au mers pe mâna lui Sima ceva de genul, hai să vedem ce se întâmplă, că nici cu ceilalți n-au avut satisfacție. Implicarea SIF 2 și SIF 4 de partea lui Sima, ca să-l susțină să devină președinte la Sibiu, a fost îndestulătoare și pentru celelalte SIF-uri să nu să-l susțină, dar să nu se opună. Și după acest moment au fost niște alegeri agitate la Sibiu. Știu că Sima la un moment dat căuta să atragă sprijin și de la cei care dețineau un procent sau mai puțin de un procent. A apelat și la mine în sensul ăsta, deși nu vorbea frumos despre mine. Am avut o întâlnire să vedem dacă, la care a venit foarte arogant, cu laptopul, cu și-a comandat o bere, eu stăteam în fața lui la masă și așteptam să-mi spună ce vrea de la mine, deoarece întâlnirea fusese la solicitarea lui. Și la un moment dat, plictisit, i-a zis, domnule, ce vrei? Pardon. Tu să-mi spui ce vrei. Păi eu nu vreau nimic. Ok, atunci am plecat. Persoana care aranjase întâlnirea și care era un client de-al lui, a zis, nu, stați așa să vedem, să ne înțelegem, să uite, e vorba de ce acțiuni, ce cunoscuți au acțiuni la Sibex, poate îi convinge să treacă de partea noastră, mă rog. A reușit să aibă, să obțină majoritatea și să fie ales președintele bursei de la Sibiu. După care i-a convins pe acționari că trebuie să mărească capitalul, ca să mai bage un capital proaspăt în bursă, și după care le-a spus că în conjunctura actuală, cu criză, cu insecuritatea bancară, ar fi mai bine să placeze capitalul bursei de la Sibiu, capitalul Sibex, la o bancă din străinătate. Și a fost blocat de acționari tocmai când se pregătea să transfere bani. La o bancă de ce? La o bancă din străinătate. Da. Deci n-a reușit. În momentul în care n-a reușit, această chestiune se întâmpla undeva la începutul verii anului în care în septembrie a șters-o. N-a reușit. Din acel moment a început să se agite din ce în ce mai tare. Pentru că clienții îl presau și pe acțiunile Sibex cumpărate și capitalul majorat, s-a sesizat că a făcut niște lucruri în neregulă la Sibex și a început o anchetă internă și o dispută cu acționarii. El a început să alerge prin București să-și potolească clienții care cereau bani. Unul din clienții mari, după cum a spus Sima, domnul Dimofte, pe care... Nu știu ce este, mă rog, un om de afaceri, înțeleg. Da, care are multe proprietăți în București. Mi se pare că e asociat cu domnul Popovici. Ce pare, Popoviciu? La Investment, la Howard Jones. Un domn Popoviciu. Da, Popoviciu. Deci, domnul Radu Dimofte, Cristian Sima a spus, eu nu-l cunosc și nu știam treaba asta. Se pare că a folosit un limbaj mai dur cu domnul Sima. I-a zis ceva de genul că, nu știu, dacă vrei să-ți păstrezi degetele sau... Nu mai țin minte. E o relatare plină de culoare a lui Sima. Nu încerca să pleci, rămâi aici, că ai de dat socoteală. Și a cerut să-i predea firma VBS România. La care Cristian Sima a înțeles că se strânge lațul. A reușit să vândă, bă, mai nimic, dar cât să aibă bani de drum, să vândă cele 30% care le deținea în Hot News. El se lăuda că e proprietarul Hot News și că el a înființat-o. El a fost tot timpul... Nu, n-a fost. A fost tot timpul minoritar în Hot News. Dar a fost omul care a controlat Hot News. N-a controlat. A controlat niciodată. Hot News vizibil. Ideea este... Bun. Hot News l-a folosit, așa cum a folosit și alții, și pe alții, și nu i-a incomodat pe cei de la Hot News că faptul că Sima se dădea proprietarul. Iar faptul că Sima a vândut cele 30% care le avea
înainte de a pleca, i-a lăsat pe ei, ei de fapt fiind curați și n-a avut niciun amestec în treaba asta. Sima a fost foarte activ, lor le-a convenit, a băgat niște bani acolo, probabil de la clienți, lor iar le-a convenit, nu i-a deranjat, la un moment dat Sima a plecat, asta e. Dar după ce a vândut acest pachet pe care îl avea, a plecat. A fugit speriat nu atât de autorități, cât să nu cumva să îi rupă cineva degetele, care, bine, din ce spunea el, a fost amenințată și familia, în stil mafiot. Mă rog, în fine, aici sună bine. Părerea mea este că el pur și simplu s-a speriat, a văzut că nu mai are nicio soluție, pentru că el nu mai avea nicio soluție. N-avea de unde să le dea înapoi banii și n-avea nici pentru el, deoarece banii aia nu-i furase. Ce s-a întâmplat în momentul... care a fost motivul pentru care acționarii n-au permis mutarea banilor în străinătate? O să răspund eu? Banca era dubioasă. Deci era o bancă elvețiană, pretins de top. O bancă care se numea Sarasin, Sarasin. Este o bancă de top. Este o bancă și o familie de fonduri. Este un nume de top în private banking. Sarasin a cunoscut o implicare foarte importantă a unei societăți italienești care a renunțat la participația în această bancă și a recuperat și au străinat acțiunile chiar înainte de anunțata manevră. De ce spun eu că Sima este un escroc? Pentru că escrocheria este o infracțiune cu inteligență, cu carismă și cu imagine. Sima a investit în imagine foarte mult. Sima, când a ajuns în România, a dat jos din avion și a ajuns la televiziune. Da, bine, asta nu o faci numai în cazul unei escrocherii, ci în cazul unor asemenea afaceri. S-a folosit de nume pentru a gira alte nume. Deci el a avut o campanie clară. E firesc, pentru atragere de capital totdeauna se face așa. El a avut o campanie de imagine supradimensionată pentru ceea ce părea că vrea să facă. El a cheltuit foarte multe resurse în imagine, nu în altceva, nu în know-how. Da. Repet, e o chestiune de atragere de capital, deci automat nu iei bani numai de la conesori, iei bani de la diversi oameni care au bani și nu știu ce să facă cu ei. Pe de altă parte, oamenilor ăstora le e greu să le explici ceva ce nu înțeleg și atunci trebuie să apelezi la alte mijloace, cum ar fi imaginea, cum ar fi cunoștințele, să spui, bă, nu știi nimic despre bursă. Dar uite ce înseamnă. Deci argument. Cum ar fi ca într-o țară în care nu există bursă să vorbești la telefon în public, Tokyo, cumpără Dow Jones, Londra, ora închiderii. Da, eu am un amic politic care exact tipică. Chestia asta o face. Încă ceva, sistemul de asociere. Dar nu e scrocherie, cum să spun? Nu, stai un pic. Tu mergi ca o chestiune, deci nu e practic o escrocherie, o chestiune premeditată că îl voi lipsi pe respectivul de bani. Eu cel mult pot să-l fac pe ăla în loc să investească în ce știe el, în imobiliare, în what the fuck, dar îl pun să investească în bursele mele, din care el va câștiga mult mai puțin, iar va câștiga mai mult. Escrocheria înseamnă să-i fur banii lui, să-i distrugă. Nu știu dacă a intenționat așa. Dragul meu. Dar Doru a spus un element la un moment dat și vom reveni asupra lui. Din discuție s-are lumina. Dacă mă lași să termin cele trei fraze, o să țâșnească multă lumină. Nu, n-am niciun interes să-l apăr pe Sima, dar nu cred în escrocheria lui Sima. Sima a venit în România chitit, ca să mă exprim așa într-un termen financiar bancar, să facă bani după urma unor proști. El pe ăștia a cultivat. Bun, asta nu înseamnă escrocherie. Înseamnă capitalist. El vine dintr-un mediu foarte interesant, că vă vorbeam mai devreme. Am ascultat, ascultați-mă. Că vorbeam de tăiat degete. Opa! Asociații domnului Siman din diverse segmente. Domnul Carmino Garifo din localitatea Corleone. Temutului domn Provenzano. Altă asociație. O familie celebră. Matia Veneția. Domnul Angelo Grutadauria. El a venit cu o sumă de asociați foarte financiari cu care a făcut fel și fel de afaceri, cu Chierestea, cu firma, o firmă de lemne de asta, ceva cu Woods, Best Woods, nu știu ce. Sima nu era un profesionist. Piața românească, bursa românească, este o bursă bazată pe relații.
Deci în România se acționează concertat, lucru care este denunțat din timp în timp. În România, pe piețele de capital, fac bani aceiași și aceiași oameni. Iar greșit. Mai sunt niște jucători mici care cumpără și ei sifunul și vând și cumpără FP și câștigă și ei la sfârșitul anului 3.000 de euro. Dar banii mulți, e în bursă un material pe care îl recomand al lui domnul Fercal, o scrisoare lui Fercal către Rușanu, în care se denunță tocmai grupurile astea de interes. Și se vorbește probabil că domnul Fercală se gândea că domnul Rușanu nu are ce citi. Și se vorbește și de Gheorghe Iaciu, și de Swiss Capital, de Bogdan Juravle și Apostol. Se vorbește și de Bâlteanu. Se vorbește... Prietenii domniei tale. Deci aici sunt o sumă de oameni care fac bani mulți și care acționează concertat. Scuză-mă, Mihai, dar nu sunt aceiași cu cei de acum 10 ani. Tu ai zis că sunt aceiași. Din 1995, de când a pornit bursa din România și până în prezent, de vreo 4 ori s-au schimbat grupările. E adevărat. Dar rămâne... E ca la o echipă de fotbal. Se schimbă jucătorii, dar rămâne tricou. Sunt reprezentanții acelorași interese. Tot ăia fac bani. Nu sunt tot ăia. Nu vii tu din Elveția, te dai jos din avion și știi tu cum să lucrează. El a investit în imagine, nu știe nimic. Sima nu este un finanțist. El este un tip cu farmec. Nu știe nimic, este mult spus. Mă rog. El este un matematician. Nu știe cu jocul până la capăt. E un tip carismatic. E un tip foarte inteligent care a creat niște aparențe. Și asta e capitalismul. Ce faci? Nu definești capitalismul? Aparență. Nu, esența capitalismului înseamnă azi investești un leu și mâine câștigi doi. Asta e teorie. În practică, asta este capitalismul. Azi investești pe care și câștigă cine poate. Și îl urești. El a venit să... În piața de capital se spune că nu contează realitatea, ci percepția asupra realității. Ne, poftim. E perfect adevărat. Deci e una din primele lucruri pe care îl învață cei care vor să intre în piața de capital. Dragii moșului, există lumea mare și lumea mică, cum spunea el și Petrov. Lumea mare există bursa de la New York, care este sensibilă la conflictul din Ucraina. Și există bursa de la București, care nu e sensibilă la nimic. E sensibilă la Bâlteanu, la Iaciu, la Sima. Poate să fie cu tremur, poate să fie să intre papa la andropauză, poate să cadă sateliții chinezești pe solul lunar. Se pot întâmpla foarte multe lucruri. Aici se întâmplă ceea ce trebuie să se întâmple. Tu nu poți să vii din afara acestei lumi ca să desenezi tu. Eu nu cred că va veni din afara acestei lumi. Și asta o să o discutăm imediat după pauză, pentru că aș vrea să discutăm, apropo de în afara acestei lumi, un termen pe care Doru l-a folosit chiar la începutul prezentării, și anume inside information. Cred că mai există o a treia persoană și acolo cred că este scrocheria. Dar hai să vorbim imediat după pauză despre înșelăciunea de pe piața de capital. Da, am revenit, stimați telespectatori. O discuție care poate vi se pare ciudată în contextul actual al evenimentelor. Și anume, domnule, ce caută ăștia cu povestea lui Sima, cu înșelăciunea de pe piața de capital? Ei bine, sunt cel puțin două motive. Unul este legătura directă între președintele actual, sau mai bine zis, conducătorul, coordonatorul actual al ASF-ului și acea țeapă. Ceea ce înseamnă că supravegherea financiară este realizată de un om atât de priceput încât a fost în stare să-și piardă proprii săi bani. Dar problema e puțin mai altfel. Instabilitatea pieței de capital este o mare problemă în contextul actual și este ilustrată pe deplin de această înșelăciune, această poate scrocherie, care este ilustrată excelent de acest caz Sima. Care este legătura lui Sima cu factori internaționali pentru care România încă nu e pregătită? Asta este prima dintre probleme. A doua problemă legată cu ziua de astăzi, o să vedeți, este chiar contextul ruso-ucrainean. Care sunt interesele unora care au participat la proiectul, și ne rețineți acest termen, proiectul Sima și spațiul rus,
vom vedea în cursul acestei emisiuni. Hai să reluăm. Deci îi avem în platou pe Doru Nicolaescu, cunoscut om de finanțe, și pe Mihai Antonescu, și mai cunoscut om de finanțe, din cauza prezenței sale în emisiunile lui Dan Diaconescu, când a încercat să demanteleze cu mintea unui om instruit, unui om inteligent, tot felul de escrocherii pe care statul le face pe seama cetățean, și nu numai statul, mai ales băncile, care la ora actuală sunt private, recuperatorii și alții care vă chinuie viața tot timpul. Spuneam la începutul primei părți, Doru, că ai folosit un termen care mi-a rămas în cap și aș vrea să-l discutăm un pic. Inside information. Inside information, termenul te-ai referit... Ca să nu da. Pățesc și eu precum actualul ministru de finanțe, doamna domnișoara Irina Petrescu, adică să nu fiu corectat... Ioana Petrescu. Ioana. A, era actriță și o actriță mare. Pardon. Da. Deci ca, să nu pățesc ca doamna Ioana domnișoara Ioana Petrescu, și anume să fiu corectat de doamna Andreea Paul. Păi tu nu ești assistant professor. Pe limba română. Da, nu sunt așa. Adică am fost tu nu, odată, nu ai, am fost eu. N-ai putere să cari geanta. Am fost și cercetător științific în economie, am fost și eu la un moment dat și pe la Universitatea Maryland. Băi, degeaba, băi, ai fost tu la Maryland, ai fost tu la Harvard. Dar e... e nerelevant. Nerelevant. Cum? Aici vreau să spun că atunci când pomeneai de mine și de Mihai, mă gândeam, oare de ce nu există noțiunea asta de critici de finanțe? Sunt critici de artă, critici de carte, critici Bine. De film. Scuzați-mă, stimați-le spectatori, este vorba de doi exegeți ai finanțelor din România. Da. Nu știu cât de... Ceva pricepere, sigur, și experiență practică, și să zicem că am acționat pe aceeași piață, câte ceva mai știu. Termenul care l-am folosit este definit în limba română drept tranzacționare pe bază de informații confidențiale sau privilegiate. Exact. Asta înseamnă insider trading sau inside information. Și tu ai folosit acest... În termeni obișnuiți, în limbaj obișnuit, înseamnă să ai acces la informații. Să beneficiezi de o scurgere de informații din internet. Să ai acces la informații pe care alții nu le au. Ce înseamnă asta? O cârtiță. Să știu, de exemplu, cu o lună înainte de a se anunța public cât dividend va face Petromul anul ăsta. Să știu din timp dacă SIF-ul 1 va da sau nu dividende. Asta influențează cursul acțiunilor și cotațiile. O eventuală... Nu e numai pe bază de inside. O eventuală grevă spontană la niște uzine. La noi, eu sunt convins că și politica de curs BNR dragul curge, meu, curge acolo unde nu are, trebuie. Nu are nicio legătură ce spui, matale. Dă-mi voie să explic. Eu încerc să explic cu niște lucruri care se petrec la noi. Convingerile matale nu mă interesează, că nu sunt relevante. În calitatea mea de critic trebuie să îmi aplic stilul, trebuie să fiu subiectiv până la paroxism. Da, poate că da, așa e. Însă, inside information, asta înseamnă. Insider trading, tranzacționare pe baza de astfel de informații. Sigur, când tranzacționezi, deci când investești, cumperi sau vinzi pe baza unor astfel de informații, atunci câștigi tot timpul. La Cristian Sima mi-e greu să cred că avea acces la astfel de informații pe piețele externe unde le promitea el că tranzacționează clienților lui din lumea bună. Tu ai folosit acest termen, de asta am revenit asupra lui, în contextul în care inițial sau până la un moment dat Cristian Sima a obținut câștiguri chiar din studiul tău, rezultând ceva ciudat. Adică tu spui foarte corect, domne, nu există un câștig continuu în cazul unei lucrări curate, ci trebuie să existe fie un inside information, fie poate altceva. Și atunci stau deci și mă întreb dacă aceste în două contextul... presupuneri, inside information sau ce spunea Mihai, exact, tentativa de fraudă. Păi eu cred că se leagă, dar nu se leagă direct de Sima, ci de o a treia persoană sau de un al treilea grup, care, trimițându-l pe Sima, acest nu super cunoscător, dar un om foarte deștept, suficient de deștept și de prost în același timp, ca să îi se creeze lui însuși imaginea despre el că este stăpânul absolut. Lipsindu-i însă acel ultim adevăr. Cristian Sima, ca și alții, te transformă dintr-un zeu într-o victimă. Cristian Sima, ca și alții de pe piața asta, este, din câte știu eu, există încă, este foarte orgolios. Un orgoliu care excede... E victima perfectă.
conștiința legată de propria, de măsura propriei puteri sau așa. Este extrem de orgolios. Cristian Sima probabil că n-a putut să recunoască nici față de sine însuși că a început să piardă din niște tranzacții la un moment dat. Și cu atât mai puțin a recunoscut, ar fi fost dispus să recunoască față de clienții lui, cărora mai mult ar fi trebuit să le dea și banii. El și acum a susținut, țin minte, acum un an am văzut un mesaj de-al lui sau așa, a susținut că n-a comis nicio fraudă și că o să muncească și o să le dea banii înapoi. Bun, n-a precizat în cât timp, dar nu știu dacă e important sau nu. E posibil, ce spuneai tu, ca undeva într-o relație de afaceri cu Cristian Sima să mai fi existat niște entități. Eu cred că n-a existat doar cineva în spatele sau undeva o a treia persoană. Cred că au existat terțe părți, poate nu separat, disparate. Cred că a existat un grup de, să le zicem în ghilimele, cunoscători sau inițiați de prin România, inițiați în ale politicii, ale afacerilor, că Bucureștiul e ca un sat. Cei care învârt afaceri. Hai să nu folosim termenul inițiat, să nu se înțeleagă altceva. Da, bun. Sunt și inițiați cei mai mulți dintre ei. Așa, nu. Îmi asum riscurile necesare. Riscuri mici și controlate. Da. Riscuri mici și controlate, ca la Sima. Da, e mai bine să fim clari. Deci, cunoscători. Cunoscători. A existat un grup pe care l-a citat Mihai mai devreme, de oameni onorabili. Știți că se cheamă Onorata Societa, Societatea Onorabilă, și toți sunt oamenii de onoare. Oamenii de onoare, da. Da? Deci, a existat un grup de italieni care, mă rog, ridică niște semne serioase de întrebare cu privire la conexiunile lor din Italia și din lume. Și posibil să mai fi existat și alții. Erau terțe grupări, mai mult sau mai puțin pe lângă Cristian Sima. Poate că existau unii legați prin interese de clienții lui cei mai importanți. Probabil că povestea, ca și în alte cauze, e puțin mai complicată decât se vede de la suprafață și decât transpare în public. Cert este că, exact cum ai spus și tu în deschidere, speța aceasta cu Cristian Sima este foarte importantă. De ce? Avem o conjunctură în care avem un guvern nou, inclusiv cu ministrul de finanțe cu doctorat la Harvard, deși după cum citeam în editorialul lui Doru Bușcu din Cațavecii de azi, doctoratele nu sunt prea utile în România. Poate să-l întrebe pe Victor Ponta în legătură cu asta. Nu folosesc prea mult oamenilor politici în România. Dar fata e praf săracă. Nu știu ce eficiență poate să aibă. Nu știm. Cert este că România are nevoie de schimbări masive în politica fiscală, în politica bugetară. Mă rog, ministrul al bugetului altul. Dar are nevoie foarte mult de mecanisme de intermediere financiară. Din păcate, aceste evenimente întâmplate succesiv, în care și eu am jucat un rol cu intenție sau fără intenție, dar și eu am făcut un mare rău pieței de capital. Intenția mea era să o dezvolt, să o ajut. Da. Contează ce a ieșit, nu contează ce intenție ai avut. Toate aceste probleme întâmplate succesiv din anii, de la începutul anilor 90, de la Caritasul lui Stoica și până la cazul Harinvest, puțin cunoscut de publicul larg, da, și de care dar bine cunoscut de specialiști, da, da, și de investitorii din piață, toate aceste cauze fac ca România să fie lipsită de un mijloc de colectare a banilor disponibil pentru investiții, care este piața de capital. Scuză-mă că tot ai pronunțat Harinvest. Săptămâna viitoare, dacă veți avea timp să pregătiți, și cred că aveți, că știți destule, da, hai să pregătim subiectul Carpatica Harinvest. În cazul, pentru că pentru publicul larg Harinvest nu înseamnă mult. Nu. Dar BCR înseamnă. Și nu numai BCR. În cazul Harinvest, fiind vorba în mare măsură de BCR, de grupul BCR Erste, care, nu știu dacă întâmplător sau nu, este grupul care controlează Bursa de Valori București în prezent. Iată. Deci,
președintele Bursei de Valori București în prezent este un salariat al grupului BCR Erste, la BCR Fond de Pensii sau nu știu unde, la unul din fondurile lor. Da, și nu mai apare nicio incompatibilitate, dar mă rog. De asemenea, problema legată de SIF-uri, care interesează pe foarte mulți cetățeni români, că au avut sau mai au încă acționari pe acolo. Nici nu dau seama, de fapt. Sau la firmele controlate de SIF-uri. Sunt bani uitați. Cea mai mare parte a acționariatului SIF-urilor este reziduală. Da. Este compusă din oameni mici, mărunți, Domnul Mihai Fercală a tras azi un semnal, a apărut în presă un semnal de alarmă tras de domnul Mihai Fercală, care este unul dintre cei mai vechi. Domnia sa a fost la conducerea SIF 3 Transilvania de la înființarea acestuia și până în prezent. Și a fost unul din cei care au gândit practic apariția FPP-urilor și credem, era senator, eram lângă el acolo când... Planul cu FPP-urile a fost făcut de Agenția Națională de Privatizare. Bun, i-am spus numai unul din inițiatori, n-am spus de planul. Cei care au fost numiți în conducerile FPP-urilor în 92 n-au avut mare legătură cu planul. Au aflat de el în momentul în care a ajuns legea la Senat sau... Da, nu asta contează. Eu știu dezbaterea lui, el a fost senator în perioada 90-92 și știu dezbaterea lui în sensul ăsta. Eu am fost foarte apropiat de el și chiar l-am apreciat foarte mult ca și senator. Este cel mai, să zicem, vechi și cu numele cel mai bun, cel mai... Da. Era să folosesc chiar un cuvânt venerabil. Nu știu, asta poate să însemne bătrân sau nu vreau să... Sigur, domnul Fercală o anumită venerație, sigur. Da. Niște zile astea de bătrân însă care... Lasă. Domnul Fercală, sigur, n-am fost niciodată în totalitate de acord. Am fost în decursul anilor de multe ori în tabere ideologice diferite. Dar onestitatea domniei sale nu poate fi pusă la îndoială. Și convingerile este ceea ce se cheamă un om consecvent față de propriile convingeri. Da, da. Și a fost din totdeauna, domnia sa, știu că am avut discuții nenumărate, a considerat că SIF-urile, fostele FPP-uri, trebuie păstrate așa cum au fost concepute, ca un mecanism de a mări, de a dezvolta, de a administra averea cetățenilor care au primit-o. Plecând de la cazul de față, da. SIMA, piața de capital expusă, piața de capital supravegheată de niște persoane care, iată, pot fi păcălite. Discuția este foarte... SIF-urile, deci banii cetățenilor sunt în pericol în momentul de față, după părerea voastră? Deținerile cetățenilor la SIF-uri, cei care nu și-au vândut până acum acțiunile, sunt în foarte mare pericol. Dar oricum nu le pasă că nu le controlează. Pentru că sunt în pericol de ce? Nu votează, nu au dividende de acolo. Nu o să piardă nimeni banii ăștia. Da. Au luat dividende niște ani. Nu mă refer de la toate SIF-urile, nu acționarii reziduali care sunt pasiunea domniei tale. Acționarii la SIF-uri au primit dividende. Acum, în schimb, ASF-ul, recent, acum o lună, poate mai puțin, a dat o dispoziție după ce a ordonat un studiu de impact, după ce a comandat un studiu de impact, care a zis că e bine, a dat o dispoziție prin care SIF-urile sunt autorizate să cumpere acțiuni la alte SIF-uri. Ceea ce este așa, o întredeschidere de ușe către un gen de tranzacții care n-ar trebui să se petreacă. Pentru că dacă un grup reușește să preia controlul la un SIF, poate să folosească banii SIF-ului pentru a prelua controlul la alt SIF. Este ceea ce s-a și întâmplat deja între SIF-ul 1 și 4 și se poate extinde. Ceea ce nu e, și bineînțeles pasul următor este să nu mai plătească dividende, să dilueze pe acționarii mici, acționarii minoritari, până la faptul de a ajunge ca acțiunile lor să nu mai valoreze nici 2 bani. Bâlteanul ăsta face nu care valora, nu care valora mulți bani acum. Nu care valora mulți bani acum, dar încă mai valorează ceva. Peste 6 luni, un an, nu o să mai valoreze, o să fie doar un joc între cei mari. Spre deosebire de Mihai, după cum vezi, eu nu folosesc nume. Nu, și să nu folosim nume și dacă cineva are ceva de spus, nu este mulțumit, nu este de acord cu ceea ce s-a spus până acum în această emisiune, rog să intervină, dreptul la replică este asigurat și garantat. Deci vă rog să nu aveți nicio reținere dacă aveți ceva de spus. Deci, după cum spuneam, numele nu sunt relevante, fiindcă numele se schimbă în timp. Foarte rar un grup de interese reușește să controleze un sector economic la nesfârșit.
grupurile vin și pleacă în funcție de conjunctură. Eu aș vrea, revenind la cazul Sima despre care vorbim, aș vrea să îl punem paralel cu o poveste. Nu o să apreciem acum dacă e adevărat sau nu, numai să o povestim că e interesantă. La un moment dat, prin anii 90, un anume grup italian întâmplător, dar nu numai, realizează o investiție financiară, o bancă de proporții extraordinare, o bancă ce pune sub semnul întrebării viitoarele posibilități europene de a crea ceva mai consistent. Urmează un mare crah, urmează condamnări la cel mai înalt nivel, iar respectivii primesc interdicție de a mai face afaceri de tip bancar sau de tip plasamente directe în zona europeană. Cu excepția unei anumite zone din Italia, să spunem, unde își desfășoară în continuare viața și activitatea. Dar se deschide piața europeană, este europeană. Moment în care se găsește, de exemplu, un domn inteligent, foarte orgolios, pregătit într-un domeniu al logicii, cum ar fi matematica, și căruia îi se pun la dispoziție mai multe cunoștințe. Uite ce înseamnă o posibilitate de a câștiga. Uite ce înseamnă o posibilitate de a câștiga dacă ți se oferă niște informații din interior. Zis și făcut, unealta este pusă în mișcare, unealta are impresia că știe absolut tot, dar îi lipseau acei 2 mm ca să știe chiar tot. Ceea ce răstoarnă adevărul. E sofism, e cazul clar de sofism. Folosit, până la un moment dat, se strânge în jurul său un grup, după care afacerea, buf, în fine, escrocul este de fapt și el la rândul său o victimă, iar mai departe, grupul respectiv este acoperit. Grupul respectiv creează alte grupuri la ora actuală în România, în Rusia, în Turcia și începe o dezvoltare către marele teritoriu al banilor, și anume spațiul rusesc. În condițiile apariției pe piața unui jucător forte, cu bani mulți la dispoziție, care decide asupra unor sume de bani până atunci împărțite, care se numește Țarul Vladimir. E bine, apariția acestui Țar Vladimir deschide acestor oameni interziși în lumea europeană un front de joacă. Până aici spun astăzi povestea, pentru că mai departe revenim la una din micile victime care cred că aparțin tot acestui grup și care se numește Sima. Deci asta a fost povestea. Pe care i-a adunat Sima din piață nu chiar așa mult. Nu. Asta a fost un exercițiu. Sunt mulți asemenea lui Sima. O simulare. Sunt mulți simi. Sunt mulți simi. Da, e frumos. Mie îmi place teoria conspirației în general. Teoria conspirației are bază. Și mie îmi place și citesc diverse, dar nu cred în ea. Pentru că eu am fost actor principal într-un joc financiar, politic, într-o schemă care a avut ramificații multiple și am văzut interpretarea acestei chestiuni în presă, în familie, la prieteni, la... Bine, un film foarte, foarte multă figurație în care toată lumea moare. Foarte departe, da, e un film în care nu există cavaler pe cal alb și... Nu, dar sunt niște generali care nu au avut nimic de... Și prihană. Dar reprezentarea publicului este foarte, foarte departe de adevăr. Deci eu am văzut se construiește teoria conspirației pe un caz pe care... Eu îl știu foarte bine. Nu pot să discut despre el, fiindcă face obiectul unor dosare penale, mai multor dosare penale. Corect. Nici nu mă implică numai pe mine, implică și alte persoane. Dacă era vorba doar de mine, nici era simplu, puteam vorbi. Da, dar acum teoria conspirației... Deci eu am văzut un caz, deci e un caz pe care eu îl știu foarte bine și în care teoriile, ba chiar ieri am citit una, nu știu, amplă, alambicată, general de securitate, cu povești, o poveste frumoasă. Adică ce, n-au fost general de securitate la voi? Ba da, dar n-au avut nicio decizie, au venit ca să-și iau pensie, să-și iau leafă. Simpli executanți.
Da. Exact. Da, și exact, oameni cu credibilitate în multe medii, exact ce spunea Mihai, da, folosiți pentru deci, a spun, dezvolta citesc, imaginea citesc cu plăcere patronului diverse de magazin de la citesc cu plăcere Bacău, de la Roma. Diverse teorii ale conspirației, dar nu cred în ele. În spațiu mioritic, nu e nevoie de teorii sofisticate. Deci la noi e manipularea și... Păi nu e teorie sofisticată. Nu. Nu. E mai sofisticată decât... Pare, dar e simplă, să știi, sunt niște linii care dau niște triunghiuri și atât tot. Transferurilor, sau Ioana Petrescu, sau Bianca Petrușanu. Ioana Petrescu e o treabă interesantă, dacă o punem în legătură cu prezența lui Wesley Clark aici. Ioana Petrescu este nimeni. Ioana Petrescu, în opinia mea, am văzut că e bucureștean. Am fost convins că e din Timișoara când am văzut-o. Zic, asta e rudă cu Daciana. Asta este băgată de sârbul să-și ia o sinecură. Ioana Petrescu, nu știu, că nu m-am uitat la CV și toate astea, doar ce am văzut relatări. CV-ul e pe bune. Da, bănuiesc că e pe bune. Aș fi curios să știu, din CV nu rezultă și nu știu dacă a spus sau a întrebat-o cineva, probabil că explicația este simplă, dar eu n-am o explicație imediată a celor 14 ani petrecuți de domnia sa în Statele Unite la studii. Liceu, facultate, masterat, doctorat. Și, printre altele, și NRI Washington, D.C. Toată această perioadă de studii a costat. Poate că banii au fost plătiți de părinți, poate că a fost vreo moștenire, poate are un soț sau, nu știu, pe cineva care a întreținut-o în anii aceștia. Au fost plătiți de părinți, probabil. I-a făcut școala pe bune. Atunci, Mihai, iartă-mă că spun, dar înseamnă că părinții ăștia nu sunt chiar fiștecine. Ei fiind din București. Da? Pentru că dacă erau români din America, puteam înțelege că ei își fac planuri din timp, economisesc pentru college, pentru... Nu ori, mă rog, eu, după părerea mea, nimeni nu e nimeni. Nu, da. Deci, și, cum deci ajungi? Nu, și nu cum poți să ajungi... ești recomandat primului ministru ca să fii ministru de finanțe? Aici nu s-a întâmplat, eu acum peste noapte. Eu am scris și în celebra... Domnia s-a deja... venit de ceva vreme în România. Eu am dat... Și a încercat să-și facă imaginea, a publicat exact. Articole. Eu am publicat în celebru deci deja s-a ocupat, site... Scuze. Te rog, da. Da, am publicat, zic, în deja celebru site al lui Dumitru Dragomir, oracolul de la bălceș.ro, am publicat o... să zic așa, câteva elemente despre această doamnă pe care am botezat-o așa în stilul domnului Mitic, Lady Usturoi de la Finanțe. Dar, sigur, asta este numai o glumă, iar chestiunea prezenței ei acolo serios, este destul de serioasă. Eu nu e chiar gândit, o... Eu m-am gândit serios, domnule, oare reținerea mea provine din faptul că sunt misogin sau... Nu sunt. Nu, dar știi, cumva îmi venea să parafrazez și o chestie celebră, să zic că sunt român și nimic din ceea ce e românesc nu mi-e străin. Adică am și un pic de invidie, am și o chestiune a capra vecinului. Într-o anumită doză. Am câte ceva din fiecare. Dacă la ASF ajung Chițoiu, Zgonea, Vlasopol, Câmpeanu, alea sunt sinecuri. Ăștia au ajuns întâmplător. A ajuns cineva întâmplător în vreo demnitate publică în România? Nu. Problema e alta. Ea a făcut școala pe bune. Au fi cu Harvard. Da. Alea nu sunt demnități publice acolo, în fine. Eu sunt sătul de harvardiști, că l-avea Diaconescu pe ăla, pe Horia Mocan, domne, care a făcut campanie electorală lui Mao Tse-dun, lui Timur Leng, vorbești de așa. Stăpânul Bentley-ului, mai ăla Neil Schnecker, care l-a consiliat pe Lincoln, iertare, Neil Schnecker n-a consiliat pe nimeni. Da, n-a consiliat pe nimeni, exact. Asta măcar săraca de ea, duduia asta. Decât pe domnul Crinan, a făcut școala pe bune. Aici are dreptate, Mihai. Harvard. Așa, este asistent, așa, am văzut, are și un sistem de rating site-ul. Ea este cotată de studenții domniei sale cu 3,5 din 5 puncte. Adică este o medioacră. Mă rog, și având în vedere contextul inteligenței americane și a inteligenței românești, eu zic că e submediocră. Eu nu m-am legat de ea că e impostoare. Eu aș spune altceva. Nu e impostoare. Eu aș spune altceva. Ce ai făcut tu acolo? Tu vii aici și insiști pe o cotă unică. Când tu vii dintr-o țară în care consumul și bunăstarea care a decurs din treaba cotă, asta au venit din impozitele progresive. Ai insistat pe o cotă unică? Da. Atunci e bună. Este o doamnă care vine eu și spune că munca este excesiv. Dacă ar fi pe cotă zero, aș fi de acord. Și munca este excesiv fiscalizată și vorbește despre ce ASE, vorbește despre un buget consolidat. N-are proprietatea unor termeni. Exact. A scris un text și ăla de care se leagă toată lumea, ăla cu usturoiul. Da.
Ăla este un text imbecil. Da. Este o compunere proastă de clasa a patra. Deci exact. Să vrea a avea o morală și n-are, să vrea a spune o chestie... Nu pot să vorbesc despre asta, pentru că nu am citit textul. Și nu este. Este o imbecilitate. Da. Deci femeia asta este anostă. Ea nu poate să se angajeze pe un concurs, ea poate fi doar numită, ca toți demnitarii noștri. Și primește o slujbă. Asta este o demnitate temporară. Ea nu va face mulți purici la finanțe. Eu am altă problemă cu chestia asta. Nu e o demnitate publică, așa, minoră. Este un post foarte important în guvern. Da. Este un post politic. Da. Domnia sa își un post de viziune, de trasare, de linie ale guvernării. Ce sprijin politic are? Ce am spus. Ce vă spune ți-am spus mai devreme? Wesley Clark. Eu ce vă spun mai devreme? Exclus. Eu nu exclus. Cred. Bine. Deci guvernul am Ponta, aia care cuvinte. Exploatează gazele de șist, am să-ți răspund sunt în două okay? cuvinte. Exclus. Nu cred. Dacă aveau interes, atunci o puneau la mediu, nu la finanțe. Finanțele n-au nicio legătură cu exploatarea gazelor de șist. Guvernul Ponta... Decizia în guvern... Oricum, care, oricum, care guvern? Vorbești cumva de guvernul angajat la FMI și Banca Mondială? Ăsta e guvern? Deci guvernul este, României este decorativ și e dependent, și e dependent de banii care vin de la FMI și Banca nu Mondială. Nu contează cine e la de banii aia deloc. Așa declară aici, puțin. Stimați telespectatori, guvernul Ponta, da, guvernul Ponzi, este alcătuit din niște figuranți. Nici Bănicioiu nu are experiență și savoir-faire. Nu știu. Nici la... Gabriela Sabo. Nu prea mult. Nu prea mult. Să știi că nu ai dreptate. Gabriela Sabo chiar nu-i figurant. Nu știu. Și oricum, nu. Când o să vină poporul mânios, ea o să fugă foarte repede. Ceea ce este foarte bine foarte pentru foarte departe. E e, uite, Păstorin Ovidiu Vântul l-a prins repede. Deci Gabriela Sabo ar putea fi un ministru bun. Gabriel Oprea, domnule, e un tip surprinzător de eficient. Dragoș. Eugen Nicolicea nu are o funcție importantă, dar este eu sunt surprins de faptul super tare. Că și voi doi, sau nu știu, și tu, că cei mai mulți români intră în capcana asta, cum că ministrul trebuie să priceapă la domeniul ăla. El nu trebuie să priceapă. Ministrul este un om politic, care este, deci este un om care implementează niște decizii politice. Nu cumva e o concepție învechită? Nu. Nu e o concepție învechită. De-aia avem un guvern politic care își asumă o răspundere politică. Atenție! Activitatea ministerului. Ce spune Dorea adevărat? Activitatea ministerului este făcută de funcționari de carieră. E adevărat. De-aia avem o agenție a funcționarilor public, de-aia avem un secretar general într-un minister care este funcționarul public cu cel mai înalt rang din ministerul respectiv, pentru a asigura continuitate și profesionalism în minister. Te contrazic. Notele de probleme din minister, care se fac pe diverse chestii, fundamentările, propunerile de hotărâri de guvern, etc., etc., se fac de către specialiști. Sunt promovate la nivel de ministru, care ministru, dacă e de părere că acestea fac parte din direcția politică pe care vrea să meargă partidul respectiv, le duce mai departe în guvern sau nu. Dar el nu trebuie să ia o decizie pornind de la... Să zicem că domnul are dreptate. Te contrazic un minut după aceea. Să zicem că domnul are dreptate. Atunci de ce nu vine Ponta să spună nu contează cine e ministru din punct de vedere tehnic, profesional? Și e vorba de niște poziții politice, de oameni care se bucură de susținerea și sprijinul nostru. Sub ei există un eșalon 2, un eșalon 3, un eșalon 4... de oameni foarte competenți. Da. Ponta vine și încearcă să demonstreze că Ioana Petrescu este capabilă. Nu spune este un om politic. El spune este capabilă pentru că predă economie în Maryland, la Baltimore. Predă, vine cu niște argumente doar din profesional. A scris despre Allium. Argumente pe care pe mine nu mă impresionează. Doru, eu cunosc multă lume care știe economie, care poate să predea, care pot să predea mulți oameni care pot să predea macroeconomie. Dar nu ar fi capabil să conducă o structură de tip... Este vorba de un minister de finanțe. Mă rog. Este vorba de o politică în domeniul finanțelor publice. Doru, încă o dată. Această politică ai se bazează dreptate... pe o concepție, pe o filozofie. Bravo. Care e filozofia? Care e concepția? Care? Nu e. Îți spun eu care. Avem un guvern... Știi care e concepția? De la guvernul Convenției Democratice de Hăt din 1996 a apărut ideea celor 15.000 de specialiști. Mai concret, în momentul în care vin eu și cu echipa mea. Planurile nu mai sunt de lungă durată. Pe vremea comunismului,
Da, ai văzut, îi schimba de colo, 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 pentru că planurile de dezvoltare ale comunismului fusese restabilite în Congresul al 9-lea în 1965 și se întindeau pe o durată nu știu cât. Erau planuri de interes național. Place gest. În momentul de față, noi discutăm de niște plănulețe și teoretic sunt niște plănulețe de 4 ani. În realitate, de câte ori vine un ministru, exclamă precum doamna Sabo, care am tot respectul pentru ea, dar ce a spus a fost o inepție. Zice, vai ce surpriză pe mine! Păi cum surpriză femeie? Tu trebuia să fii pusă la curent cu planul de guvernare din ministerul ăla, că totuși un minister, să ai o cunoaștere, o înțelegere, adică a ceea ce vrea să facă guvernul, ce da, fonduri, ce dezvoltări, eram, ce dacă nu eram în, ori, eu dacă eram în comisiile respective care îi audiau, le-aș fi spus o singură întrebare. De ce v-ați dorit să fiți ministru? Da. Eventual, nu știu, poate și o a doua și de când? Păi, și ar fi zis, nu mi-am dorit, pe atunci, pa. Și la revedere. Da. În nu contextul, fii, în contextul lucrului pe picior. De parcă am fost propus la un premiu. Da. Doru, în momentul de față, în România, și nu știu dacă numai România sau multe țări capitaliste, se lucrează pe picior. Greșești, și atunci, nu greșesc, în România se lucrează pe picior. În România poate, pentru păi că... Păi sigur, în contextul ăsta, tu ca și ministru trebuie să fii un tip descurcăreț, trebuie să fii un tip abil în domeniul ăla. Deci tu trebuie să ai cunoașterea domeniului. Vrei să spun, Dragoș, vrei să spun cum interpretez eu numirea doamnei domnișoarei, nu știu, n-am reținut, e căsătorită, nu e? Nu știu. Domnișoarei Petrescu la finanțe? Știi cum o interpretez eu? Postul de ministru, nu contează cine e ministru, politica o fac alții. Exact. Ministru e folosit doar pentru o lovitură de imagine. Eu vreau este două lovitură o lovitură de imagine. Da, este. Să arăt că am tehnocrați și profesioniști în guvern, că de fapt nu are mare importanță dacă știe sau nu știe. Da. Că oricum proiecția bugetară o face secretarul de stat Gherghina. Oricum, același secretar de stat Gherghina după vremea lui Zamolxe, după vremea lui... deficitul bugetar. Eu să știi că am ajuns să mă tem de oamenii tineri. De oamenii tineri care au apărut în ziua de astăzi. Pentru că sunt complet lipsiți de scrupule, sunt gata să calce orice în picioare, da? Și mai ales cei veniți din America, uite-te la ei ce îndoctrinare au. Sunt uite așa. Deci nu există pentru ei, ai văzut ce a spus, domne, să-și plătească lumea taxele. Deci de vină, tot Nicu cetățean este. Deci eu cred că fata asta cu privire Galeșe este gata să calce în picioare micul cetățean, să-l stoarcă de ultimul frâncuț, să ia casa, să-i pună sechestru. N-ar trebui, ca să n-ar facă trebui, pentru asta că este domnia ceea ce sa are un mandat din partea partidului, cum zice? Social-democrat, de orientare socialistă, de membru da, de orientare de stânga, care ar trebui să protejeze micul cetățean, să ducă o politică fiscală favorabilă micului cetățean. Believe me, uite, o să vezi tu. Plus de asta... Nu laissez-faire, laissez-passer. Ce vrea FMI-ul? Tot la fel. Mărirea prețului, liberalizarea prețului colo, toate care lovesc, de fapt, în micul cetățean. Ea este reprezentanta, după părerea mea, a intereselor internaționale americane, FMI, Banca Mondială, Bașca Exploatări, de etc. Ca să ne înțelegem bine, Dragoș. Eu nu sunt de acord cu ce spui tu, că politica de tip monetar, neoliberal, monetarist neoliberală e greșită. Eu sunt de părere și nu sunt de acord nici cu politica de stânga socialistă pe care o anunță teoretic PSD-ul. Nici eu nu sunt de acord, nici eu nu sunt de acord cu asta. Dar eu sunt de acord cu politica comunistă. Eu, da, știu, da, nu, ce, fac, nu fac o dispută ideologică pomană, cu tine. E o pomană ca să prostească poporul nu socialismul. Nu fac o dispută ideologică cu tine, dar atunci când sunt partid de stânga și mi-aleg un universitar american drept ministru de finanțe, care face declarații care nu sunt de stânga și nu sună deloc social-democrat. Corect. Cred că am o problemă politică. Așa este. Eu nu respect un mandat politic. Dragi moșule. Dar, din păcate, în ziua de azi, în România, politica se face media doar. Stai că vine Mihai și ne spune da, eu aș vrea până... Ne dă la oase care până dreptate, vine Mihai, după ce termină Mihai cu această... cu ceea ce vrea să ne spună pe tema asta, eu aș vrea să ne întoarcem un pic la piața de capital și piața la... Absolut. Dragi moșulei, demnitatea de ministru al finanțelor este decorativă. Acum eu nu înțeleg de ce n-au pus o persoană decorativă într-o funcție decorativă. E drăguță așa. Doamna asta nu este agent american, nu este vreo eminență cenușie. Decorative, Mihai, asta decorative este... sunt diplomele. Doamna, să mă termin, bă. Da. Am zis și eu ceva. Stimați respectați. În piața de capital, a vrut să spun. Ideea este următoarea. Asta este o tanti pe care a angajat-o Ponta
că l-a rugat socrăsul sau ceva în maniera asta. Nu căutați. Da, cine știe ce jocuri mistere, complicate, da. Mistere sau strategii în hăurile și abisurile. O vremuri când erau mulți bani pe toate piețele, poate așa, dar acum nu. Nu, deci nu e asta, Sturzul. Sturzul e vreun american, Georgica Severin, toți oamenii ăștia care se tot, ne tot amenință Ponta că îi pune miniștri, pe unii pune, pe unii nu-i pune. Deci ăștia nu sunt nici agenți CIA, nici agenți Mossad, nici de la NASA, nici de la Imperiul Contra-Atac. Ăștia sunt niște băieți și niște fete. Te rog frumos, Georgica Severin totuși a făcut consumație la hotelul nostru de 5 stele la Azuga. Hai, s-a mai plimbat cu o întreagă gașcă de senatori pe acolo, nu neapărat pe banii lui, dar mă rog, asta e altă poveste. Așa. Să ne întoarcem la piața de capital. Timpul trece la falul, de aia nu merge. Și sunt, eu am spus, sunt de părere că piața de capital ar fi foarte necesară României. Mai ales în contextul actual în care băncile și-au pierdut credibilitatea. Randamentele pe care le oferă băncile la depozite sunt derizorii și băncile nu mai finanțează economia. În luna ianuarie anul ăsta, sume imense de bani au băltit așa la Banca Națională, stând acolo cu o dobândă de 0,75% pe an, fiindcă băncile s-au temut să le placeze în altă parte. E vorba de peste 1 miliard de euro pe zi. Excedent. Băncile nu mai realizează decât excedente pe termen scurt, le e frică să placeze banii și băncile nu mai finanțează economia. Economia reală în România, la ora actuală, se împarte în două. Economia care stă pe fonduri publice, bugetul central, bugetele locale, cu tot felul n-ai așa. Și cu, nu este economie, n-ai și să cu, este economie, dragul meu, tu nu ai legătură cu lumea reală, cu lumea din țară. Există multe întreprinderi, întreprinderi de producție, sunt multe dezvoltate, mai ales pe sectorul agricultură, producție alimentară, ambalare, care s-a dezvoltat mult în ultimii ani. Pornind de la sumele investite din programele ISPA, SAPARD, încep să-și arate roadele acum. Avem producție agricolă bună, avem multe unități de procesare, sunt multe lucruri care încep să apară și sunt multe întreprinderi românești în domeniul ăsta, dar care nu-și găsesc finanțare, fiindcă au nevoie de finanțare pe termen mediu și lung, fiindcă ciclul de producție în agricultură este lung, riscurile sunt mari, nu există sisteme de asigurare pe producția vegetală sau aici pe producția animală, băncile nu și-asumă riscul. Există un așa zis fond de garantare a creditelor pentru agricultură, da, care funcționează, e un fel de, a ajuns un fel de cimitir al elefanților, funcționează de la începutul anilor 90, de prin 94, nici nu mai știu de când. Și e mititel, necapitalizat, nu acoperă cine știe ce. Scuză-mă că te întrerup. Din câte știu, prima societate de asigurări care a acordat o asigurare pentru producția agricolă chiar a avut o problemă zilele astea. Mihai, tu îmi spuneai. Ce? Da. De da, 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 da. Au probleme pentru că... Dar ce s-a întâmplat? Nimic, sunt o sumă de creditori care vor să introducă insolvența. Și au introdus, s-a introdus o acțiune sau? Nu, că e o procedură destul de complicată. Okay. Deci, când se va introduce, deci atunci vom vorbi. Există întreprinderi și în alte sectoare, în sectorul manufacturier, în servicii. Există multe întreprinderi, eu am văzut foarte multe, care pur și simplu se sufocă pentru că nu au suficient capital. Ori folosesc ce au pentru capitalul circulant, pentru ciclul de aprovizionare, vânzare, ori îl folosesc pentru investiții și atunci rămân fără capital circulant. Că n-au cum să amorseze un ciclu de fabricație. Da, și piața de capital ar fi o alternativă? Piața de capital este o alternativă în foarte multe țări ale lumii pentru întreprinderi bune. Nu, mă refeream în special ar putea în România. Fi, păi ar putea fi și în România. Pentru că și în România o să, ajungă, de capitalizare, o să se ajungă la un moment dat ca ce e valabil în restul lumii să fie valabil și în România. Piața de capital este o alternativă de finanțare în Rusia, bun, în Kârgâzstan, în diverse zone ale lumii, specula de dar nu este, nu este în România, pentru că în România, da, inclusiv da, operațiunile de tip SIMA, da, le-au băgat în capul oamenilor că bursa sau operațiunile bursiere sunt niște jocuri, niște șmecherii. O speculă niște... cu iz de escrocherie. Da. Și atunci, la noi oamenii, care sunt, cum povesteai tu despre ardelenii care își duceau banii la Caritas, când li se prezintă o schemă cât de cât, încearcă doar după promisiunea câștigului,
dar nu se gândesc la riscuri, nu vor să știe ce înseamnă piața de capital. Nu vor să riște, nu vor să investească. Este o mare eroare pe care a comis-o și Bursa de Valori București de circa 7-8 ani încoace. Bursa de Valori Interesant. București, la începuturile ei, nu prea a avut bani. Și a avut o gestiune foarte zgârcită de Hagi Tudose, așa, treabă la care a ajutat domnul Farmache, care nu era foarte generos din fire, având în vedere originea domniei sa. Macedon, da. Da, așa. De altfel, bun prieten al meu și l-am susținut, în ciuda tuturor, și m-au criticat. Și, mă rog, da, asta nu mă împiedică să-i critic politica. De 7-8 ani încoace, Bursa de Valori București a ezitat să-și cheltuiască banii pe care îi avea în promovare marketing. Eu am insistat să se ducă alături de cetățeni, să facă marile centre urbane panouri de prezentare, panouri de afișaj pe care oamenii să vadă cursul acțiunilor, să cumpere spații la, în media, la televiziunile importante, la diverse, așa, în care să facă emisiuni educative produse de bursă. Bursa având bani în acest sens, având bani destui. Bursa n-a făcut chestia asta, de circa 2 ani a intrat sub controlul grupului BCR Erste, care nu știu ce are de gând cu bursa, să o fuzioneze cu altă bursă, să o vândă către bursa de la Varșovia sau Viena, da, și, care, că... și care anul trecut au angajat un manager polonez. Da, pe domnul Ludwig Sobolevski, polonezii să tot vine, care este că... fostul director general al bursei de la Varșovia. Și ce rezultate a avut acolo? Păi, la Varșovia a avut rezultate bune, spectaculoase, era considerat cel mai bun manager de bursă, un profesionist, până la un moment dat, în noiembrie, acum 2 ani, când cazul Consiliul simt. Bursei de Valori din Varșovia a apreciat că activitatea sa nu mai e dorită, a folosit niște cuvinte precum lipsă de etică și alte de-astea, au dat și un comunicat în care au spus că domnul Sobolevski a pus pe un asistent al domniei sale să convingă întreprinderi listate să sponsorizeze un film în care juca un rol iubita domniei sale. Și ceea ce s-a considerat a fi lipsă de etică. La noi. Da. Nu l-au trimis, nu l-au trimis, l-au recrutat ai noștri contra unei sume de, se zvonește, de circa jumătate de milion de euro pe an. Noi eram care probabil că cu... este cel mai mare salariu din România. Noi eram obișnuiți cu ăștia culoare, și bolet, cu niște compensații. Polonezele grase și roșii de la Solar, la Forie Sud. În orice caz, banii bursei, în loc să fie folosiți la promovare, sunt folosiți la plata salariului directorului general. De fiecare dată când critic acest aspect, cei mai mulți din comunitate mă împroașcă cu toate invectivele posibile și dau cu pietre în mine, că de ce sunt eu invidios și de ce îl critic pe acest excepțional profesionist care e domnul Sobolevski. Eu am spus că domnul Sobolevski n-am absolut nimic personal. Eu am o problemă cu bursa, care dacă își permite să plătească cu jumătate de milion de euro pe an un CEO, un Chief Executive Officer, adică un director general executiv, da, ca să vorbim românește, ar trebui să-și permită să plătească din punct de vedere al... da, și ca să familiarizeze pe români cu ce este bursa propriu-zis. Scuză-mă întrebarea mea de profan, dar din punct de vedere teoretic, e normal ca o bursă să fie controlată de un grup financiar? Acum depinde. Teoretic vorbesc. Adică... Teoretic nu e nicio obiecțiune. Dacă ne gândim legal la spiritul legii, legea privind bursele din România, la spiritul bursei nu e o problemă. O bursă poate fi și privată, poate fi 100% a mea. Am înțeles. Deci nu e o problemă în teorie. Dacă acțiunea ta, dacă activitatea ta se referă la bursă. Dar în cazul ăsta este vorba de o cu totul altă activitate, o activitate bancară și de asigurări. Nu, doar că s-ar impune ca eu să fiu un... proprietar, să zicem, pasiv, eu doar numesc conducerea și îmi încasez dividende. Se poate așa ceva, oare? Teoretic se poate, că este teoretic, dar într-o societate concurențială, cum este cea bancară... legal, la lege, dacă ne gândim la spiritul legii, legea a limitat deținerile unei persoane la 5%. Tot legea piețelor de capital... Deținerea a tot crescut în istorie, că a fost foarte mică. La bursă nu, tu te referi la SIF-uri. La bursă a fost... 5% de la început. Bun. A fost mai mică. Dragii mei, din păcate am cam ajuns la limită. Hai, aș vrea să trag o concluzie, pentru că după aceea am o întrebare pentru tine.
Nu vreau să trag nicio concluzie. Ok, atunci permite-mi să te întreb când veți da drumul, când veți începe emisiunea, când vă hotărâți. Pentru că, iată, subiecte sunt, e de discutat, mult de analizat aici. Un timp istoric scurt. Scurt. Deci și nu chiar vreau să dau un termen. Ce se întâmplă la noi e treaba aia. Constructorul spune e gata luni. Nu e gata luni, e gata în noiembrie. Dacă depinde de constructor. Sau există anumiți constructori care... Cât am termen? 3 luni. Bun, și cât poți să întârzi față de termenul ăsta de 3 luni? Deci decât să dau un termen nerealist, prefer să aduc o surpriză plăcută pentru că pe tuburile catodice și... Eu cred că v-ați convins, stimați-le spectatori, și în emisiunea din această seară, cred că s-au spus niște lucruri foarte interesante, ba chiar cred că merita să și prelungim emisiunea un pic, niște lucruri în orice caz nu numai interesante, dar care nu le-ați mai auzit nicăieri în altă parte. Și vă dați seama că le-am spus și noi cu o anumită perdea. Putem continua și vom continua analiza, vom continua mai departe mica noastră anchetă, să spunem așa, pentru că mare anchetă o vor face alții, nu noi, care au dreptul și posibilitatea. Aș vrea să înțelegeți că problemele serioase nu sunt cele din fotbal, din nu știu ce chestii mondene, chiar dacă sunt pasionante, sunt haioase așa, dramatice în felul lor, ci problemele serioase sunt pe piața de capital, sunt în zona asigurărilor, sunt în zona băncilor, sunt în zona aceea care conține sângele economiei. Sângele economiei reprezintă finanțele. Mai mult, vedeți, o combinație ciudată între sânge și neuroni. Asta este, de fapt, zona finanțelor. Se și gândește pe termen și mișcă întreg organismul. Numai că nu înțeleg cei de la guvernare, domne. Aici, asta e o problemă. Da, încercăm noi să le deschidem ochii. Bun. Mâine, în cadrul maratonului nostru de joi, vom începe cu un subiect legat de o anchetă desfășurată de Marius Marinescu și cu colaboratorii săi. O anchetă care vizează distrugerea patrimoniului cultural, legile, evident, de protecție a mediului și animalelor, dar a mediului, care sunt complet neglijate și este un haos total. Noroc că există, v-am spus, Marius Marinescu cu Federația de Protecție Animalelor, Mediului și pentru Patrimoniu. Poate vorbim și de ariile protejate și de... Arii protejate, exact, așa. Iar în partea a doua, un subiect surprinzător, un subiect iarăși dramatic, ce se referă la conflictul de lângă România, la faptul că societatea românească ar putea să treacă prin momente grele. Fie să se afle la marginea unui conflict, fie, Doamne păzește, să fim chiar în mijlocul unui conflict. Alături de câțiva specialiști de marcă, în frunte cu generalul Chelaru, fostul șef al Marelui Stat Major, om de informații militare, cel mai apropiat colaborator al generalului Victor Atanasie Stănculescu și cel care, de fapt, trebuia să preia în 1990 serviciile secrete române, vor veni și alți oameni de informații, oameni din armată, vom discuta acest subiect și vom discuta și o chestiune practică, și anume dacă societatea românească este capabilă să reziste unor șocuri din acestea ceva mai dure. Bun, deci... Pot să spun, sigur, și eu te rog, un mic te rog, Doru? Da. În urmă cu vreo 160-170 de ani, că mi-e greu să calculez exact, a mai fost un război în Crimea, în care puterile occidentale au asediat Sevastopolul timp de niște ani, mă rog, atunci a apărut noțiunea de ambulanță, de cruce roșie, de, mă rog, multe istorii romane. Șarja cavalerii ușoare. Da. S-au scris poeme, poezii, romane, s-au făcut filme mai târziu. Ce s-a întâmplat cu principatele române la vremea respectivă? Au fost ocupate de o putere neutră, de Austria. Nu cred că trebuie să ne mai facem griji în ziua de azi, pentru că BCR-ul e austriac, OMV Petrom e austriac, deci deja s-a întâmplat. Sau poate că tocmai din cauza asta trebuie să ne facem griji, pentru că lumea s-a schimbat în sensul unui rafinament, dar de multe ori mult mai malefic, mai periculos. Bine, până mâine seară, vă rog să nu uitați ceea ce vă spun în fiecare seară, că România reală ar trebui să însemne respect pentru români.